Ediția de anul acesta a Zilelor Dornei a debutat și durează până pe 22 iulie, evenimentele desfășurându-se în Parcul Central al Municipiului. Timp de o săptămână, locuitorii din Vatra Dornei și turiștii au parte de spectacole, festivaluri de muzică ușoară și populară și de o paradă a Portului Popular. Zilele Dornei au început joi de la ora 18 cu Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret, Muz Ritm. Festivalul a continuat și vineri, iar în cursul zilei de sâmbătă va avea loc gala laureaților festivalului. Să ne bucurăm împreună că Zilele Dornei încep cu acest minunat spectacol muzrit care a fost inițiat de Marian Proboteanu și pe care îl văd acolo în fața scenei și vreau să-l felicit și pe toți cei prezenți astăzi, cu organizatori, cu concurenți și cu tot ce există în mijlocul nostru și în jurul scenei, vreau să-i felicit, să-i apreciez și să le doresc niște sărbători deosebite a Zilelor Dornei, începând cu cea de astăzi, unde vom avea plăcerea să ascultăm talentele de muzică ușoară și să-i ascultăm cu drag împreună. Am ajuns la cea de-a 21-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret Muz Ritm. De asemenea, săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, vom avea cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Folclor pentru ansambluri folclorice, Dorna Plaie de Joc și Cântec, cea de-a 8-a ediție, în memoriam profesor Gavril Moroșan. Suntem încântați, onorați că de câțiva ani cele două evenimente pe care noi le organizăm sunt incluse în cadrul zilelor municipiului Vatra Dornei. Cred că acest fapt reprezintă calitatea evenimentelor pe care noi le organizăm și impactul pozitiv pe care le au asupra comunității locale. Dar la nivel național este cel mai longeviv, cel mai vechi festival în care copiii cântă live, atât soliștii cât și formațiile. Practic, soliștii sunt acompaniați de către formații de copii live. Suntem mândri că am reușit să ducem într-un orășel mic, cum este Vatra Dornei, 21 de ediții ale acestui festival, cu o participare de la an la an mai numeroasă. Este o tradiție acum, cele mai bune formații de copii din România participă la festivalul nostru. De la un an la altul, la acest festival se înscriu formații și soliști bine pregătiți, care dau calitate manifestării și care demonstrează că tinerii sunt preocupați de muzica ușoară.